Ești curios să afli ce-ți aduce ziua? Noi nu suntem curioși. Nici nu-ți citim horoscopul, dar îți aducem informații și bună dispoziție! Aradul matinal. Singurul morning show provincial cu Molnar și Ovi. Este bună dimineața din nou. Bună. Și pentru că e joi, 28 ianuarie 2021, ați observat că este 20 ușoară 20 și 1, da. Acolo se simte. Îi spunem bună dimineața și colegei noastre de la Special Arad, Raluca Medeleanu. Bună, bună dimineața. Dimineața. Da, este o dimineață energică din toate punctele de vedere. Este. Story-uri, TikTok-uri, nebunii, toate cele. Facebook, TikTok și Instagram, Aradul Matinal. Check da, it now. Alea. Acum, verificați pentru vedeți că avem niște piese energice la care am bătut la tobe imaginare de ne-am rupt. Da, da, și ai și scos scaunul de sub mine. Am reușit cumva, da. Da, exact. Să revenim la lucruri ce țin de acest mult mai orășel frumos. Raluca, a intrat în peisaj o nouă abordare științifico-fantastică, am putea spune. Și readucem discuția și o să vorbim frumos, elegant, cred că despre primul teatru. Despre primul teatru de pe teritoriul actual al României. Exact. Deși, din păcate, nu este înregistrat ca fiind atare, dar este. Deci, pe Gheorghe Lazar, în Arad, numărul 3, este primul teatru construit de pe teritoriul actual al României. Frumos. Din 1817. Luna mai. Mai. Hmm. Da, e... Mai 3. Nu, mai... Luna acolo, mai. Prim... Sau... Mai înainte de mai 3. Luna mai ai, dacă vrei, da. Măi, da, am trecut... Are nevoie să intervină. Ar trebui, da. Am trecut de multe ori pe acolo. E de primantă clădirea sau... Este. Da, e cam... Asta e, în sensul în care e acum, dar mă gândesc că a fost. Dar e un lucru să fie totuși primul teatru din... România, nu? Adică chiar e un lucru bun. Pe teritoriul actual. De pe teritoriul, da. Nu, da. Cum nu de când e istoria. Să calificăm anumite aspecte. Dar n-am zis țara românească, da? Da, deci e ceva. Să povestim despre domnia sa sau dânsul. Deci avem, sau... avem un comunicat, pornim de aici, nu? Da. Da, ca să ancorăm în zilele actuale subiectul. Mm-hmm. Da. Luni am primit noi toată presa un comunicat mai mult decât entuziasmant, să zic așa, da, de la Consiliul Județean, care anunța așa foarte... Credeam că o să spui care este. Care este. Care da, este. Îl avem în fața ochilor și noi. Ne citești titlul, ca să vezi așa titlul? Cum sună, da. Stai, care... da, Consiliul Județean a inițiat discuții, ăsta e, da, despre da, preluarea da, da, teatrului vechi, iar astăzi începe expertizarea clădirii. Astăzi fiind luni. Astăzi, da, fiind, astăzi luni. Fiind luni, da. Așa începe. Și astăzi când vorbim e joi. Da. Că e joia specială. Da. Da. Să clarificăm. Da. Da. E foarte bine să le avem cu zile și mâine este vineri pentru toată lumea în caz că v-ați pierdut. Eu vă ajut. Deci, să fim foarte bine înțeleși, deci Consiliul a inițiat discuția. Da, dar dacă citești așa comunicatul, care este destul de alambicat așa în exprimare, mai vag așa, da, poți să te entuziasmezi și să da, înțelegi că Consiliul Județean vrea să treacă pe fapte și să pună mâna pe această clădire de mega patrimoniu corect al orașului. Nu e adevărat. Deci, e dacă de îmi permiți o scurtă intervenție, te rog, spune domnul președintele Consiliului Județean Arad, domnul Iustin Cionca, spune în clădirea respectivă nu se poate amenaja altceva decât teatru. Am primit solicitarea proprietarilor și am invitat la discuții. În fine, trec peste proceduri și alte lucruri. S-a propus o valoare, 200.000 de euro, dar spune el, o spun din capul locului. De dacă există un investitor privat care să preia clădirea și să o readucă la strălucirea ei inițială, noi nu ne vom opune investiției și vom face tot posibilul să o susținem. Păi și atunci ce mai e cu ni s-a propus o valoare, vrem, intrăm în negocieri, exact, în discuție? Acestea sunt întrebările. Da. Adică voi aveți întrebări? Păi da, stai, eu plin de întrebări. Tu, președinte, îi chem pe proprietar la discuții, ăia spun, uite, noi am cam 200.000 de euro și zici, nicio problemă, ce Consiliul Județean, facem totul să o luăm, dar vă spun că totuși dacă există un investitor privat, păi atunci pentru ce ai mai avut discuția? Stai, că nici nu se termină aici problema. Da. Deci vii cu comunicatul ăsta.
Corect. Care a fost senzație pe Facebook. Am văzut că toată lumea era mega, wow, yeah, super! Păi, în prima fază așa, chiar pare, știi? Un asta luni, lucru bun. Da? Da, luni, și corect. Și apoi, vineri, adică mâine, opa, ai pe ordinea de zi a ședinței de Consiliul Județean un proiect de hotărâre prin care tu îți exerciți, nu îți exerciți dreptul de preemțiune. Ce înseamnă asta? Adică tu renunți la întâietatea legală pe care o ai tu ca să cumperi clădirea. Adică zici prima oră, da, luni, zici că noi dorim să facem tot posibilul, bla, bla, bla. Să o luăm, și apoi, da, ce zici? Că nu, noi nu trebuie să avem prioritate, e ok, lasă. Da. Știi? Deci adică, dacă renunți la dreptul acesta, e mai voalat spus, nu mai vrei. Sau n-ai vrut-o niciodată. Bun, da, simt nevoia să fac o scurtă te recapitulare rog asupra destinului, să zic așa, acestui teatru. Da, nu știu chiar cât merită. Știu exact toată povestea lui. A avut săracul de el zile destul de dificile de-a lungul timpului, deci nu numai acum a fost lăsat de izbeliște. El a fost construit, după cum am spus, în 1817, a funcționat ca teatru până în 1874, când a fost construită actuala clădire a Teatrului Arădean, uh-huh, Teatru Clasic Ioan Slavici, după care a urmat o perioadă similară cu cea de acum, a fost lăsat așa, uitat de lume, l-au folosit pe post de depozit pentru diverse lucruri care aparțineau celuilalt teatru. După, da, care, deci, uite, vezi o perioadă de zeci de ani în care, ca acum, ai fi zis că nu mai avem nevoie de clădirea asta, ce să facem? Da. În 1907, însă, i-au găsit o întrebuințare și a devenit primul cinematograf din Arad. Frumos. Deci, uite, știi, ai așa o mică speranță să te gândești că, uite, după zeci de ani, totuși, poate că iarăși o să aibă o întrebuințare. Bun, din 1907, primul cinematograf, au Urania, dacă își amintesc Arădenii, de cinematograful Urania. Interesant nume pentru 1907. A funcționat, da, tot funcționat până prin perioada comunistă, după care iarăși a fost lăsat vai de, da, el. În 1988, deci exact când m-am născut eu, așa, a avut ultima reparație ca lumea. Deci din 1988 nimeni nu l-a mai reparat. Din contră, prin 1990 și ceva, 1999 de fapt, aici, apropo de oportunități ratate, că o să vedeți că este așa o, e predispusă clădirea asta la oportunități ratate. În 1999, Aradu a avut o oportunitate extraordinară să refacă teatrul vechi din bani străini. Ăsta, nu știu exact, scapă numele cărui minister, dar un minister din Austria a venit cu intenția să ofere bani, mulți bani, ca să se reabiliteze. De atunci arată clădirea cum arată acum, că au început cât de cât lucrările și s-a dat jos toată tencuiala. De atunci se vede cărămida. Uh-huh. Deci halul, să zic așa, în care arată acum, se datorează și aceste intervenții. Dar ce să vezi? În loc să se implice, da, autoritățile locale și să sprijine și hai să facem pentru sănătate. Da. N-a venit încă, da? N-a venit, da. Sau era acolo strălutul. Da. Deci, okay, în loc să se implice și să vrea să facă ceva, pe atunci, în clădirea de lângă teatru, care e alipită teatrului, erau birouri atât a primăriei, era pe atunci centru de cultură, și a Consiliului Județean. Și dragii de ei, cei de la Consiliu și cei de la municipalitate, se băteau în instanță, bacă ea mea clădirea, bacă ea mea clădirea, bacă ea mea, bacă ea mea, proces, tot felul. Și investiția respectivă s-a pus pe așteptare, că nu mai putea înainta din moment ce juridic nu era nici cum clădirea. Până la un moment dat, când autoritățile austriece s-au săturat și au zis, știți ceva, ia mai duceți-vă voi cu problemele voastre, și-au luat catrafusele și-au plecat. Da, de parcă nu era destul. După aceea, prin anii 2005, pe acolo, nu știu exact să zic, s-a găsit moștenitor. De fapt, doi moștenitori, actualii proprietari, care acum vor să vândă. A intrat proces de retrocedare.
Încă o oportunitate ratată, din ce spune unul dintre proprietari, a dorit să-și păstreze doar casa, care este alipită, și să lase să cedeze donație municipalității teatrul. Ei, cum, numai atât? Nu, municipalitatea a vrut tot, dar ține și casa. A și fost deja... Știi ce, lasă-mă. Prin 2005 deja era ultima era, da, de așa. Domnie, am înțeles. Și, iarăși, oportunitate pierdută. Da. Și de atunci avem următoarea situație. Proprietarii, bucuroși de moștenire, să zic așa, în prima instanță, nu cred că se așteptau că o să vândă atât de greu. Da, cu siguranță. Tot au încercat să vândă. S-au dus de mai multe ori și cu ofertă la primărie. Ultima ofertă de care știu eu, în 2017 s-au dus și au dat ofertă pentru, doar pentru teatru. În continuare nu era niciodată vorba de casă. 450.000 de euro. În perioada aia, domnul primar de atunci susținea mare și tare în presă că primăria dorește din tot sufletul să cumpere teatru. Era și perioada cu capitală culturală și era efectiv inclus pe broșuri și pe astea ca, cum să zic, bucăți de mândrie a orașului. Teatru. Da. Uite, asta noi o să facem. Pe broșură scria, este în curs de reabilitare, vreau să zic. Da. Și el spunea că dorim din tot sufletul să cumpărăm teatrul, dar proprietarii nemernici de proprietari cer o sumă fabuloasă și tot era pusă la înaintare suma de 2,5 milioane de euro. Și atunci toată lumea zicea, vai, dar bineînțeles, asta e o sumă groaznică. Ei, nu era 2,5 milioane de euro. Noi am publicat inclusiv, cum să zic, un număr de registrare, acea ofertă depusă la primărie, era 450.000. Ei bine, uite că acum, după 4 ani, e 200.000. Da. Și lăsăm în continuare să ne scape printre degete o clădire de patrimoniu. Și unde e problema? Întreb așa. Ce? Și în continuare... Deci așa se literalul ca la mine acum, că deja au zburat ceva în creierul meu. Problema nu e nicio, pentru că suntem problemă. Obișnuiți deci, cu aceste... Din, asta e, cu acest prima, praf aruncat, așa, exact, știi? Exact, nu-i prima și nici ultima clădire care va fi pierdută. Așa este. Dacă și o să stăm la bunăvoința noilor proprietari, ca să vedem destinația. Destinația, asta trebuie subliniat, pentru că am văzut că, că un partid face ceva sondaje acum prin, cu un formular și așa mai departe, da, dintre care în pe întrebări... Pe mine nu m-a întrebat nimeni. Pe Facebook umblă, nu direct. Dar tu n-ai țintă. Facebook. Deci una dintre întrebări mi se pare inutilă, pentru că întreabă ce ați dori să se facă, ce credeți că ar trebui să se facă în clădirea respectivă. E bine, nu contează ce dorim. Putem să avem cele mai frumoase idei și să fim foarte creativi, dar legea monumentelor istorice prevede că obligatoriu trebuie destinația corect. Inițială păstrată. Ori destinația corect. Inițială, acum depinde la ce ne raportăm, teatru, sau în CF e înregistrat cinematograf. Mm, okay. Deci în afară de sală de spectacol propriu-zis, n-ai ce să faci acolo. Poți să ai tu idei de numai. Da, 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 că și domnul Iustin Ciuncă spunea că de nu poate spunea fi amenajat. Domnul... El spunea că nu poate fi amenajat decât teatru. Decât cum ar veni. Da, dacă îmi asta zic, tu... nu știu cum, nu știu dar exact oricum, la ce ne oricum, raportăm în ideea acum. Asta, da. Acum eu ori sincer teatru, vorbind, cinema. Sunt foarte pesimist legat de posibilitatea unui investitor privat care să preia clădirea, să dea 200.000 și să mai și investească nu știu cât și să facă ce? Teatru privat? Sala asta de spectacole private? Nu știu de spectacole n-ai cum, pentru că ești în plin centru, n-ai ce să acolo cu... Nu știu, cu alte... Poate cinematograf, pe dar... Pe sală de spectacol te-ai aștepta ca... Păi fără gălăgie, așa, ascultăm toți la căști. A, nu, nu, nu. A, hai să fim serioși, că acolo e și teatru. Teatru, nu, dacă e antifonat, dacă la aia te referi, nu e da, problemă. Nu știu, dar cum e acolo, că sunt foarte mulți. Dar e vorba de bani. Adică păi cât crezi primăria tu că ar costa reabilitarea? Ar putea accesa fonduri europene pentru așa ceva. Deci ea cumpără și așteaptă axa, nu știu care, să se deschidă prin POR sau mai știu eu ce și să acceseze, să primească fonduri europene. Dar un investitor privat, nu știu. Deci dacă într-adevăr se voia achiziționarea asta din partea primăriei, sau din partea Consiliului Județean, putea chiar domnul Iustin să spună, uite, noi vrem,
dăm 200.000 de euro, dacă, într-adevăr, așa cum zice domnia sa, nu ne opunem investițiilor private, spune, uite, dacă în termen de 30 de zile să facem un contract. Bun, dar atunci cum, de ce supui la vot neexercitarea dreptului de preempțiune? Pentru dacă că n-ai intenții, vrea să o cumperi cu adevărat. Dacă ai intenții de a cumpăra, cum poți să spui că eu n-am întâietate? Păi dacă vrei să cumperi ceva, ai întâietate, corect, nu? Corect. Nu vrei să o cumperi, e clar. Aștepți să te salveze vreun investitor privat, iar dacă nu te salvează, rămâne așa neant, mai povestind despre ea peste 2-3 ani. Eu cred că tocmai pentru că știa de acest investitor, că era există, așa, că sau? Există. Există investitor privat, posibil? Există, da, există. Atunci e clar. Da. Nu știu să-ți dau mai multe detalii. Da. Bine, dar dacă există, ar exista. E de lăudat, pentru că totuși 200.000, după care și reabilitarea costă niște bani, amenajare. Să vedem dacă se duce până la capăt totul, dar mă refer pe principiul că, zic că știind prin, că există ceva, atunci e ușor să ieși în față să spui că și noi vrem, din moment ce știi că oricum altcineva o va lua. Da. Da, corect. Și atunci dă bine că spui și tu, exact, exercițiu de imagine. Da, și nouă ne pasă, îi sprijinim, da. Dar în același timp nu ne opunem bunăstării și dorinței unui investitor privat dacă există, dar nu suntem acolo. Exact, dar de 30 de ani nu faci nimic, dar nu contează. Mihai, tu ce ai de adăugat asupra acestei tematici? Eu ador chestia asta că eu cu acest teatru Hirsch, eu m-am blocat, adică cu teatru vechi, m-am blocat la faza cu Aradu, capitală culturală europeană. Deci, din punctul meu de vedere, din acel moment era foarte drăguț să ieși în față că e în proces de reabilitare când era o clădire care nu-ți aparține, era o clădire proprietate privată și tu o iei și vii și... La fel făcuseră cu, cu Fabrica vorbești. Marta. Da. Și aia era inclusă în plan, dar Fabrica Marta e cu o ipotecă în posesia unei companii private și cu ipotecă și tu ieși în față iarăși ca primărie și spui că știi? Primăria, poți să zici că acum se împart lucrurile, poți să zici că au încercat, poți să zici că n-au încercat. Bine, nu se știe ce au fost. Astea sunt lucruri de pe vremuri cu perioada cu capitală culturală. Exact, de aia zic că pentru mine, deci în momentul în care dar eu erau personal, simpatice, știi? Da, erau simpatice, au apărut în presă, da, bineînțeles. Au creat o imagine bună. Totul și s-a în oprit. Portofoliul acela și tot felul. Da, nu bine, portofoliul din moment ce, eu zic că dacă am fi câștigat și am fi intrat în sistem, atunci e posibil să se fi mișcat ceva, că atunci veneau niște bani. Da. Dar că ce s-ar fi întâmplat dacă am fi câștigat, nu o să aflăm. Nu o să aflăm. Păi, nu o să aflăm. Mai dacă facem ca în Rick and Morty și intrăm în ceva univers paralel, printr-un portal, știi? E, da, unde este portalul? Să vedem dacă îl găsim, asta e ideea. Ce crezi, ce se va întâmpla acolo, așa, din ce vezi tu, că s-a agitate apele, se întâmplă ceva? Hai să în toamnă vorbim pe tot. Concret. Ce se va întâmpla? N-am cum să... Cumpără cineva? Păi dacă, repet, dacă. Da. Eu zic că din moment ce s-au agitat apele până aici, eu zic că intenția e serioasă. Că altfel din partea cui? Din partea investitorului privat? Da, investitorului privat și din partea proprietarilor înseamnă... Vrei varianta mea aceea optimistă și visătoare sau varianta optimistă. Mea realistă? Nu, visătoare. Visătoare. Vine, cumpără, reabilitează ca la carte, o să arate exact cum arăta în imaginile acelea de epocă. Asta e varianta optimistă dusă la extrem. Uite, de exemplu, după aceea face un contract de colaborare cu, eu știu, teatru de cameră maghiar, care oricum n-are sediu și lasă să-și facă acolo spectacole. Asta e varianta aia visătoare. Deci e bine, optimistă, dar bine. Dar să fim serioși, ce are de câștigat din tot ce am zis eu? Nimic. Nu știu, notorietate. Bun, să zicem, în varianta realistă. Din păcate, cultura... Ce? Stai, nu de Arad. În general spun cultura. Ce? E greu de privit cu ochi de investitor, să zic așa. Adică, în general, cineva care face o investiție se gândește la profit. Și când vorbești de cultură, care-i profitul ăla mare încât să zici că ți amortizezi adică, toate vrei, costurile? Vrei să știi să cum zicem... amortizezi costurile? Ai amortizat costurile din moment ce faci un festival câmpenesc și lumea zice, noi nu vrem asta. O amortizezi în timp, educându-ți populația. Stai un pic, acum eu vorbesc de un... Aia, timp, ăsta ce zici privi... tu? Timp? Ăsta e un timp! E un timp, dar trebuie început cândva. Dar tu ca investitor privat, că mi-ai spus să analizezi așa. Un investitor privat care investește într-o clădire care abia mai stă în picioare,
Mă gândesc că are planuri, că doar în mine nu se pune așa. Are planuri și nu să... are planuri cincinale pe 5 ani. Are planuri pe termen lung. Va fi foarte interesant de urmărit. Ăsta e ca și casinou. Da, da, la deci casino, e un proiect pe termen lung. La casino e o situație diferită și acolo poți să vezi profitul pe unde e situația poți face diferită? Restaurant și face sală de evenimente și închiriază și așa, evenimente extraordinare. Dar și aici teatru, dacă îl pui la punct, poți să-l închiriezi, poate să devină ca sală de spectacole. Ca de exemplu. Și Tu realizezi câte persoane sunt la care nu dacă se lansează? Nu e nici foarte mare, deci gândește-te că pe vremurile în care funcționa aduna maxim 400 de persoane acolo. Încă o dată, gândește-te că vin turiștii, dacă vin, unde la Arad, dacă vin, terminăm cu COVID-ul ăsta, vin și îi un spectacol în primul teatru. Crede-mă că există primul spectacol din primul teatru și după aia? Bun, dar n-ai umplut sala de Arad. După aia tot timpul, și oamenii ar veni. Ar veni oamenii, da. Mi-e place entuziasmul cât poți să ceri pe entuziasm. Da, gândește-te, încerc să mă gândesc că realist. Costă poate vreo 100 de mii, cel puțin, reabilitarea? 100 de mii? Cât îl poate costa? Ce amuzant, ești pune la ordinul milioanelor. Păi da, și a clădire atunci. Da, dar aici, vezi, e vorba de istorie. Aici mă gândeam vorba... că tot așa, câteva 100 de mii maxim reabilitare. Nu, pentru că, bine, nu sunt expert în astfel de prețuri, speculez, dar gândește-te, este o clădire care e efectiv la roșu, să zic așa. Mm. Acoperișul e o improvizație de tablă, deci trebuie făcut complet de la zero acoperișul. Ba, după aia ai toate detaliile acelea, pentru că sala în interior, eu n-am văzut planuri, n-am văzut vreun releveu cu sala sau ceva, dar se spune că avea aspect baroc. Okay. Aia înseamnă tot felul de ornamente, chestii. Apoi exteriorul, acele coloane în care aveau iarăși anumite modele pe ele și tot felul. Da, deci e clar. Și toate acestea trebuie să le facă o firmă care să aibă autorizație de la Ministerul Culturii, care deci sunt puține în țară. Nu te bași cu Dorel. Și apoi Dorel trebuie să facă fiecare totul firmă ca la carte, pe stilul de atunci, corect, în 1817, respecte, cu materialele de construcție care să fie ca atunci. Deci vreo 1,5 milioane cu tot eu cu suma. Eu pe acolo estimez, sincer. Bun. Și cine, Mihai, care investește 1,5 milioane de... 1,5 milioane de euro. Da. Crezi că va sta gândind în credem sistem că business? Există, credem poate că există un tip acei pasionat, oameni, bravo lor. Există acei oameni care gândesc pe termen lung, Doamne care ajută. Gândesc pe 50 de ani. Îți dai seama că mi-aș dori gândesc foarte pe 100 mult. De ani, gândesc că uite, facem asta, dar va fi o foarte investiție. Bine. Eu zic că e un vestigiu. Este o locație extraordinar de importantă. Este. Păi este, noi, da. Noi, adică noi, administrația și toți cei implicați s-au culcat pe ureche și nu au făcut chiar totul posibil ca să reintre cum ar veni în circuit. Și pentru ei, din punctul meu de vedere, era mai simplu. Adică ei investeau acești bănuți, să zic, nu de început, buzunarul lor. După care puteau aplica. Uite, filarmonica a fost făcută din bani europeni, da? Corect. Da. Moise Nicoară, Ghiba Birta, toate clădirile acestea impunătoare din oraș da, nu au fost făcute din bugetul local. Primăriei. Păi tocmai asta spun. Dar poate investitorul privat, nu există nicio șansă să acceseze el niște fonduri. E posibil că asta e planul, să acceseze fonduri. Nu dacă se știe are o asociație, care dacă are ceva de genul. S-ar putea, bun, nu știu, zicem, dar nu știu cine să este. Zicem, să arunc încă o pastilă în parul cu apă în care ne învârtim noi trei. Nu se concretizează tranzacția între proprietar și acest investitor privat. Normal, atunci, primăria, mă rog, Consiliul Județean, ar trebui să achiziționeze ei. Oameni, așa dacă citești, un pic, citește, te rog, paragraful pic, din articolul acela pe care am primăria sau Consiliul Județean nu va investi atâția bani, pentru că unul la mână n-are de unde, până ce nu o să existe un proiect concret de a obține finanțarea pentru a pune tot. Da, acum aici. Acum se caută. Bun, ok. Da, hotărârea privind neexercitarea dreptului de preemțiune are valabilitate pentru întregul an calendaristic 2021. Inclusiv pentru situațiile în care imobilul monument istoric este vândut de mai multe ori. De mai multe ori. Deci asta ce înseamnă? Adică noi tot ne tot dăm alții, înapoi... Da, da, da.
Exact. Deci hotărârea nu e valabilă toți. Doar pentru tranzacția asta. Asta da, deci înseamnă. Noi, practic, dacă noi în anul acesta vor fi 10 vânzători... Care, pe toți îi lăsăm în fața noastră. 10 cumpărători, da, pe toți îi lăsăm... A, deci nu vrem, practic, să luăm. Am înțeles ideea. Despre asta vorbesc. Nu au puterea financiară și n-au de unde să ia banii. Tu când scrii un proiect european, tu trebuie să ai ceva. Trebuie să știi ceva ce ai. Uite, cetatea Ineu a câștigat. Cetatea Ineu cât e care... de mare și cât e de dărăpânată față Raluca, de teatrul ăsta. A cui e cetatea Ineului? Da, da. A cui teatru vechi? Asta-i. Mă înțelegi? Bun, dar... nu-i sigur că proiectul câștigă. Și probabil există voci care susțin că nu n-o să câștigăm un proiect european. E posibil că cineva a făcut un studiu și a zis că bă, n-are rost, că oricum n-o să primim finanțarea și banii care ne-ar trebui ca să finalizăm proiectul nu sunt. Da, da, da. Și atunci ce faci? Cumperi, încep lucrările, se opresc lucrările, nu sunt bani și atunci nu mai bine aia mai faci decât atunci, să lansezi așa fumigene. Bine, dar atunci am trăit o lume ideală dacă am targe. Și noi n-am mai povestit. Și noi n-am mai povestit. Uite, n-am fi avut poate Iustin, subiect astăzi. Așa este. Mulțumim pentru subiect. Mulțumim tare mult. Vezi, asta e atitudinea. Ne-ați trezit la realitate. Bravo, simt că trăiesc. Oricum, să nu ne înțelegeți greșit, vrem să se întâmple ceva la teatru vechi. Categoric vrem. Vrem, rămâne de văzut ce se va întâmpla. Rămâne de văzut, noi ținem pumnii pentru orice investitor care dorește să facă acolo ceva, pentru că pentru noi și pentru arădeni și pentru toți cei care au treabă cu arta sau cultura sau cu teatru, înseamnă o chestie extraordinară. Și ar fi frumos să reintre într-un circuit cultural, într-un circuit, nu știu, de care mai... În mod principal cultural. Nu știu ce putem adăuga. Și eu văd, de exemplu, și în Germania, în Berlin, am văzut în Berlin, de exemplu, bilet de spectacol pentru turiști, că se joacă nu știu ce și sunt trei piese care se joacă, nu știu ce teatru vechi, construit, nu știu când, care evident a fost reconstruit după al doilea război mondial, dar s-au păstrat aceleași elemente minuni și că poți tu ca și turist, că wow, mă duc acolo să văd în sala aia un spectacol. Deci se poate. Se poate jongla cu chestia asta. Eu sper că investitorul are idei exacte, știe ce vrea și dacă totul va merge succes. Bine, îi urăm succes. Îi ținem pumnii. Îi ținem pumnii și sperăm că va fi bine. Raluca, îți mulțumim. Mulțumesc frumos, Raluca. Săptămâna viitoare ne reîntâlnim. Reîntregim echipa de joia specială. Yes. Facem să fie bine ca să nu fie rău și te rog, ține-ne la curent să vedem ce se întâmplă. Dar mai dăm și noi o știre. Neapărat ceva. La 2.20, la curent, nu la trifazic, pentru că suntem sensibili. Da, e sensibil. Da, un pic te trage curentul sau la ce? La trifazic nu simți un pic că tremur. Nu știu, n-am atins încă, ai avut ceva experiență. De dimineața de mea, la... am înțeles. Mulțumim, Raluca! Noi deschidem ziua. Voi deschideți urechile. Ascultați Aradul Matinal, singurul morning show provincial cu Molnar și Ovi.